Telefonul din partea și el, el din partea asta. Cum eu pot să vadă telefonul? Asta, plec și eu, el iese în gol. Majoritatea celor care au văzut cum s-a produs accidentul spun că polițistul conducea având girofarul deconectat. Când au început să iasă la intersecție, troleibuzul s-a oprit. Domnul nu era cum să-l vadă de după troleibuz. Sunerii nu au fost pornite în momentul păliturii. Eu ședeam în găbisec și nu s-a auzit. Șoferul care se afla singur în automobil spune că nu avea cum să observe mașina de poliție. Nu am auzit, nu am văzut nimic. Troleibuzul s-a oprit în mijlocul drumului la culoare verde. Ei după ce s-a pălit în mine, conectează semnalul și încep spun că au lucrat. Microbuzul implicat în accident aparține comisariatului de poliție din raionul Criuleni și în el se aflau trei polițiști. Ei au refuzat să ne ofere detalii. Nu dăm nicio comentariu, spii. Dar cum circulă mașina? Girofoarele aprins. Marturii spun că nu. Marturii mulți pot să spui, în ziua de azi miliția nu crede nimeni. Potrivit direcției de poliție din capitală, deocamdată nu s-a stabilit cine a provocat accidentul. Vinovatul riscă 6 puncte de penalizare și amendă de 1000 de lei.